V-aș ruga să luați o scurtă pauză, vă invităm să beți o cafeluță, un ceai, după care vă puteți continua drumul. Din nefericire, în ultima perioadă, pe DN7, pe drumul pe care veți merge mai departe, am avut multe accidente comise pe fondul oboselii drept, pentru care vă invităm să faceți o scurtă pauză, să vă reveniți. Așa a decurs acțiunea poliției de azi noapte pe drumul național 7 din Arad. În locul unei amenzi, șoferii care tranzitau județul Arad au primit o cafea sau ceai. Pentru că drumul național 7 este renumit datorită evenimentelor rutiere deosebit de grave, soldate cu sute de morți de-a lungul vremii, cauza principală fiind oboseala la volan, polițiștii au pregătit un material video care putea fi urmărit de șoferi în timp ce își savurau cafeaua. Serviciul rutier Ardean, în cadrul campaniei România Alege Viața, a demarat o acțiune preventivă care, de fapt, vizează reîmprospătarea forțelor, să zic așa, a șoferilor care tranzitează județul Arad. În această perioadă, foarte mulți se reîntorc în țară sau vin la rude în România, tranzitează Aradul și fac deplasări destul de lungi, drept pentru care noi i-am invitat să consume o cafeluță, să-și revină puțin, pentru că, din nefericire, în ultimii ani am avut destul de multe incidente în această perioadă comise pe fondul oboselii. Mirați la început, șoferii au apreciat gestul polițiștilor. Cum vi se pare această acțiune a poliției? Da, e foarte interesant. Noi am crezut că e o problemă, adică ne oprește pentru o razie, dar e ok. Vă mai odihniți un pic, vă mai trage sufletul? Da. Nu știam motivul, că ne știam corecți. Cum vi se pare această acțiune a poliției? E potrivită. Sunt binevenite. Mirați au fost și cetățenii străini, pentru care acțiunea de aseară a reprezentat o premieră în anilor de șofat. It's a good action, it's a positive action. Vin din Olanda și de obicei când văd poliția mă gândesc că se întâmplă ceva rău. Vin din Olanda și într-adevăr drumul este lung. Chiar am rămas plăcut surprins de gestul polițiștilor. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva în nicio altă țară pe care am tranzitat-o. Felicitări, poliție română! Pauza le-a priit șoferilor, iar după o pauză bine meritată și-au văzut de drum. Astfel de acțiuni sunt organizate de polițiștii de la rutieră în apropierea sărbătorilor sau în sezonul concediilor, când traficul este mai intens.